Mergând mai departe, avem un forum, evident. Aici oricine poate să creeze topicuri de discuții. Forumul este moderat, dar se răspunde cu moderarea foarte prompt. Și în același timp este și o zonă de finanțări. Aici încercăm să facem o colecție a finanțărilor pentru proiecte de mediu, ca să fie foarte ușor de găsit, inclusiv cu deadline-uri, cu toate materialele, cu manualele, ghidul de scriere a proiectului, toate informațiile necesare. O zonă interesantă a site-ului este chiar în dreapta sus, unde se pot crea pagini pentru diverse campanii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că orice organizație care are o campanie și nu are, sigur, la început resurse pentru a-și face publică informația, poate să ne trimite informația și va primi un cont cu care poate să administreze o zonă special destinată pentru campania organizației respective, cu niște subcategorii, poate să-și pună informațiile pe site, pe portal, în același timp poate să aibă o secțiune de schimbări climatice, de activități, materiale, parteneri și într-un timp foarte scurt toată informația despre campanie poate să fie pe internet. Tot pe coloana din dreapta, imediat sub zona de campanii, există posibilitatea ca vizitatorii să se înscrie într-un newsletter. Echipa de redacție compune un newsletter săptămânal cu toate informațiile noi apărute pe site, campanii noi, știri noi, informații importante distribuite către această listă. În plus, mai este o zonă de sondaj. Aici orice organizație, orice doritor poate să ne ceară să creăm un sondaj de opinie cu o problemă de mediu, evident. Deocamdată ce se vede pe site este doar legat de Greendex, dar sondajul respectiv poate fi schimbat oricând în câteva minute. Cam astea sunt pentru moment cele mai importante părți ale site-ului nostru. Avem o echipă redacțională, formată din două persoane pentru moment, care actualizează în continuu informațiile și care se îngrijesc ca răspunsurile și moderarea zonelor moderate să fie făcută cât de eficient și în timp cât mai scurt. Și așteptăm să fie cât mai multe organizații interesate, sau ca și vizitatori, sau chiar și participanți la dezvoltarea portalului. Ca și portal de mediu, Greendex se evidențiază prin faptul că, din punct de vedere al informației afișate, încercăm să fim cât de aproape de principiile de activist de mediu, adică niciodată nu o să postăm informații sau bannere către campanii de greenwashing, campanii aparent de mediu, dar care au de fapt în spate finanțare din partea unor poluatori care încearcă să-și curețe imaginea. Pe lângă asta, față de un portal de mediu pur și simplu, Greendex are câteva instrumente chiar utile în campanii de mediu. De exemplu, partea de sondaje, partea de petiții online, partea de crearea unui site urgent cu informații pentru o campanie. Foarte des când începe o campanie de mediu, nu ai resursele necesare pentru a-ți face un site și pentru a-ți crea rapid toate instrumentele online. Apelând la echipa Greendex, poți să ai în aceeași zi poți să ai tot ce ai nevoie pentru o campanie de mediu. Cum ați finanțat acest proiect și cum îl veți susține pe viitor? Pentru moment există doar câteva mici finanțări. Noi încercăm să adunăm de aici, de acolo câte ceva. Pot să spun că Fundația pentru Parteneriat a contribuit la o parte din acest proiect. De asemenea, Fundația Strawberry Net, din care fac și eu parte,
a contribuit cu hostingul portalului, inclusiv cu crearea portalului. În același timp, noi încercăm să obținem finanțare mai departe pentru echipa redacțională. Pentru moment avem susținere financiară până la sfârșitul anului, dar între timp, normal, ca și orice organizație, scriem proiecte, încercăm să obținem prin asta finanțare. Sigur, și cu o doză bună de voluntariat. Și în portal noi avem niște zone destinate pentru bannere, care în mare parte sunt, le folosim pentru campanii, bannere la site-urile asociațiilor, a organizațiilor de mediu, care au campanii pe diferite teme de mediu, dar putem să facem și o oarecare publicitate unor inițiative prietenoase cu mediul, care trebuie să se supună unor principii foarte stricte, și atunci putem să obținem eventual și niște sponsorizări, dar cum să spun, suntem foarte pretențioși la sursa sponsorizărilor.